bărbat în vârstă de 31 de ani a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică după ce a fost înjunghiat de un tânăr de 25 de ani. Crima a avut loc într-un bar de pe raza județului Constanța. Din declarații Poliției Județene Constanța reiese faptul că duminică dimineață, în jurul orei 2, a avut loc un conflict între doi bărbați într-un bar din localitatea Cobadin. Scandalul dintre cei doi s-a declanșat pe fondul consumului de alcool. Aceștia nu reușeau să cadă de acord asupra dedicațiilor muzicale din incinta barului. De aici a pornit altercația, care a degenerat. Tânărul de 25 de ani a înjunghiat cu un cuțit bărbatul de 31 de ani, ambii din Cobadin. Victima a fost transportată la spital, dar a decedat din cauza rănilor grave suferite. Agresorul este cercetat de polițiștii Serviciului Investigații Criminale și de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru infracțiunea de omor.